Evaluare națională se va suprapune cu ultima săptămână de școală pentru clasele de a 3-a și a 8-a. Da, este adevărat. Cum se va desfășura această evaluare națională, ținând cont că în centrul de examen trebuie să fie prezenți doar candidații și profesorii care vor supraveghea examenul? Având în vedere că ultima săptămână de școală va fi destinată încheierii situației școlare, sunt convins că se vor găsi aceste soluții în școli. Da, este o problemă corect poziționată. Este o problemă corect pusă. Va exista soluția trecerii în online dacă mai sunt ceva lucruri de predat în ultima săptămână de școală, în care, într-adevăr, trebuie să se suprapună evaluarea națională peste celelalte clase. Mulțumesc. Asta în situațiile în care nu suntem deja în scenariu roșu, în care celelalte clase sunt deja în online, 5, 6, 7, dacă la asta vă referiți. Sunteți un foarte bun cunoscător al sistemului, veți fi un foarte bun ministru al educației. Și vorbesc serios. Deci a adresat o întrebare în profunzimea mecanismelor de funcționare ale educației, pe care o apreciez sincer, nu este nicio ironie.